Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă filmare! Astăzi avem un subiect interesant pe care mi l-ați propus de mai multe ori și anume, ce intenție are această persoană la modul cel mai real? Ce planuri are ea cu mine? Indiferent dacă sunteți într-o relație, dacă nu sunteți într-o relație, dar vă place sau aveți treabă, cum s-ar spune unul cu altul, haideți să vedem care sunt intențiile acestei persoane și ce ar trebui să știți despre această situație. Avem numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Ca de obicei, vă spun să meditați un pic asupra cărților, întrebați-vă sinele superior care este varianta pentru mine și cu siguranță că o să simțiți acel pachet care vă atrage. De asemenea, vă rog să fiți obiectivi și să înțelegeți că uneori primim un răspuns de sus, fie că ne place, fie că nu ne place răspunsul. Iar dacă acestea sunt energiile în acest moment, înseamnă că ceva e neregulă dacă nu v-ați dat seama. Și vă spun asta din experiență, pentru că am experimentat și eu ceva asemănător în care în cărți îmi ieșea că nu e ok, că îi pare rău persoanei și nu știam de ce să-i pară rău, că eram foarte bine, aparent. Și s-a dovedit la scurt timp, într-adevăr, că ceea ce vedeam eu în cărți era adevărat, iar persoana ascundea ceva și îi părea rău. Dar am descoperit pe vreo 2 săptămâni. Adică aveți încredere că mesajul primit are o treabă cu realitatea. Spune ceva important, fie că vrei, fie că nu vrei, fie că îți place, fie că nu îți place. Așadar, puteți să puneți pauză la acest video, analizați și apoi alegeți dintre cele 3 variante. Dacă v-ați hotărât, începem cu numărul 1. Numărul 1, aceasta este persoana voastră, descrierea persoanei. Aici sunt intențiile reale, ce își dorește ea de fapt, acum în acest moment. Această persoană pe care eu o văd aici este o persoană de tip cavaler. Este o persoană care știe să se facă plăcută. Este genul de persoană care ne face să ne simțim foarte iubite dacă suntem femei sau foarte apreciate. Partea intimă e minunată pentru mulți care ați avut parte. Pentru cei care nu ați avut parte, cu siguranță că persoana aceasta vrea ceva intim de la voi. Dar eu simt că majoritatea ați trecut de acest level de iubire platonică, pentru că avem aici niște semne. Însă, această persoană poate să deziluzioneze foarte ușor. Este o persoană care are încredere în ea, indiferent dacă arată sau nu, știe că ea controlează oarecum această situație. Sau așa gândește ea, eu vă zic ce gândește, ce își dorește, ce vrea pe viitor, bine? Cu separarea, încrederea și iubirea neîmpărtășită, fie sunteți separați de această persoană sau sunteți la o distanță, fie asta urmărește să se separe. Îmi pare rău dacă nu este răspunsul pe care voi îl vreți, dar cu separarea, această problemă de încredere și iubirea neîmpărtășită, ceva îmi spune că această persoană plănuiește pe viitor, dacă nu a făcut-o deja, tocmai din acest motiv al neîncrederii, pentru că simte că această iubire duce la ceva în care nu va mai fi iubire, nu va mai fi atracție, nu va mai fi ceva, în care va lipsi ceva și nu e reciprocă pe lungă durată. Sau așa consideră ea, pentru că această persoană în acest moment se gândește la lucruri mult mai profesionale, să le spunem, sau lucruri la care nu vrea să se implice foarte mult. De ce? Pentru că avem această carte ce ne spune că aceste eforturi la locul de muncă vor fi recompensate. Poate că a început o carieră nouă, poate a început ceva, poate în unele cazuri persoana respectivă se simte mai la început cu anumite lucruri față de voi, poate să fie un job, poate să fie cariera, poate să fie banii, poate fi un anumit complex de inferioritate în care e posibil să
Fie o diferență de nivel sau se gândește mult la carieră, pune preț mult pe carierele pe care voi le aveți sau ce aveți voi acolo sau cum ați putea să aveți un viitor în unele cazuri, dar doar la unele persoane. E posibil ca alții să se fi separat tocmai pentru că persoana vrea să se concentreze pe muncă și preferă lucrurile de scurtă durată, în care să nu fie foarte implicată. Și cu cartea Luna Nouă în Leu, poate că persoana asta nu are destulă încredere nici în voi sau în posibila relație sau relație dacă e deja, și nici foarte multă încredere în ea. Deci poate că e la început de drum cu cariera, poate e mai mică la vârstă, parcă așa simt. Dacă nu, e posibil ca cei care ați ales această carte să jonglați cu două persoane, pentru că văd una mai în vârstă și una mai tânără, una mai vitală, mai pe placul vostru, aș putea să spun. Și de ce am spus asta? Avem alte două cărți, bărbatul și casa, deci ori mai aveți pe cineva acasă, ori mai aveți o rezervă. Poate această persoană vrea să-și cumpere o casă sau îl interesează sau o interesează lucrurile materiale, da? Deci intențiile aici nu sunt de a continua această relație. Este mult bazată pe instinct, fac ce simt, m-am întâlnit, am simțit că te vreau, haide să facem asta. Poate mi-am dat seama că nu prea mai vreau, adică e o persoană instinctuală, e o persoană imatură în unele cazuri, indiferent că e mai în vârstă, că e mai mică, dar oricare ar fi cazul în care sunteți voi, persoana este imatură și instinctuală. Și când ești așa instinctual, nici nu spui anumite întrebări existențiale, nici nu te gândești la ce e profund, ci să am bani să cumpăr aia, să fac nu știu ce, dar nu într-un scop pentru că vreau să evoluez ca suflet, ci că vreau să îmi împlinesc niște plăceri. Nu știu dacă înțelegeți. Da, și cu romanticul și cavalerul, este o persoană care posibil să vă scrie lucruri frumoase sau ați discuta lucruri frumoase. Însă persoana încă nu e la un nivel în care ar putea să înțeleagă ce e dragoste sau nu cu voi. Adică e un blocaj. Poate este o plată karmică în unele cazuri, în care poate voi ați făcut la fel față de această persoană, pentru că aici sunt niște blocaje și persoana nu are încredere că această relație va duce mai departe. Eu vă zic ce văd și cum simte ea, nu am de ce să vă zic lucruri frumoase doar așa, de dragul de a vă spune. Și cu grif, poate că există ceva suferință între voi, chiar acum. Deci ori suferiți după această persoană că v-ați separat, că sunteți la distanță sau nu mai sunteți împreună sau voi n-ați mai avut încredere în ei. Cert e că toată această relaționare, nu știu cum să-i spun, duce la suferință într-un final. Îmi pare rău dacă nu este ceea ce ați vrut să auziți. Și v-am zis, văzând două persoane aici, posibil să mai fie cineva interesat de voi sau să fiți cu cineva și persoana asta să fie în plus, fiecare după cazul lui, da? Haideți să vedem și mesajul îngerilor legat de situația voastră. M-am gândit să scot și un sfat al îngerilor, să vă citesc ce v-ar spune ghizii spirituali despre această uniune. Ce ar vrea ei să vă dați seama sau să conștientizați despre voi. Îngerii îmi spun aici ceva legat de belșug de bani. Vei primi banii de care ai nevoie. Poate că în unele cazuri voi aveați un complex față de bani sau față de carieră, însă va fi bine pe viitor cu banii, spune această carte. Și faptul că voi sunteți persoane loiale, sunteți persoane foarte bune, veți reuși să manifestați o persoană care să vă merite. Sunteți devotați foarte mulți, dar sunteți devotați acelor oameni sau acelor lucruri care vă bucură sufletul. Dacă voi nu simțiți ceva
că vă place atât de mult. Nu sunteți genul care să mimați ceva. De exemplu, să mimați că sunteți cei mai buni. Nu, voi sunteți persoane sincere. Și dacă această persoană nu-i potrivită pentru noi, veți avea belșug. Veți avea de unde alege. Veți găsi această loialitate, spun cărțile. Trecem mai departe. Bună, numărul 2. Haideți să vedem la voi. Ce fel de persoană este aceasta despre care ați întrebat? Care sunt intențiile acestei persoane? Și ce gândește? Ce își dorește? Care sunt gândurile lor? Această persoană despre care întrebați, intențiile lor să știți că sunt bune, aici chiar sunt intenții bune, doar că există ceva ce contează mai mult pentru ei în acest moment, aceste persoane la care voi vă gândiți, fie că e femeie, fie că e bărbat. Haideți să vă zic ce simte față de voi și intențiile reale. Prima carte arată chimia, ceea ce înseamnă că există o chimie între voi, există o potrivire. Această persoană consideră că vă potriviți foarte bine în multe domenii, inclusiv erotic. Chiar și la cum arătați, consideră că aveți ceva asemănător, că semănați din anumite puncte de vedere, că e ceva într-adevăr special și mistic, chiar aș putea să spun. De ce? Pentru că în ambele poze este o imagine cu cineva care are ceva strălucitor în mână. E ca atunci când ar spune, am găsit ceva ce poate fi aur sau poate fi cu adevărat ceva special. Și mai ales că vedem cartea Căsătoria, persoana asta ar putea să vă considere acea ființă cu care să se căsătorească. Și asta e foarte frumos. Îmi place la nebunie să văd că această persoană chiar se gândește la ceva serios. Doar că această persoană are niște probleme legate de familie, niște lucruri nevindecate și poate oscila între ideea de a se căsători cu voi pe viitor, adică să aveți ceva stabil, și ideea de a mai aștepta, adică e foarte posibil ca această persoană să spună trebuie să mă vindec de anumite probleme de ale mele personale, să vindec cariera și cu bani, adică să avem bani să ne căsătorim, să am destui bani cât să fac acest pas, da? Adică, cum merită să aștepți, e posibil să spună, da, această persoană întrunește acele condiții pentru care aș vrea să mă căsătoresc, doar că merită să aștept să văd mai mult, dacă într-adevăr e sigur, dar undeva procentajul e foarte mare să creadă că sunteți persoana cu care ar vrea să fie pe termen lung și căsătorită. Doar că asta e buba. Buba cu relația. Poate are relații proaste cu familia, poate cu a voastră, poate cu a lor, deși eu simt că e mult din familia lor și din neamul lor problema, nu de la voi, dar poate să fie și așa. Însă, mai degrabă simt că aceste persoane, ele se consideră victimele unor lucruri de familie în principiu, dar și victimele unor relaționări, poate din trecut. Pentru că avem această carte, Victima, și este o carte în care se arată că nu s-au vindecat niște lucruri. Fie că este o relație din trecut, fie că este, așa cum am zis, relația cu familia, în care poate a fost victimă, sau s-a victimizat față de familie, uite ce mi-au făcut, uite cum au crescut, mama nu e bine sau tata nu e bine, relația cu părinții poate să fie foarte proastă. Și de multe ori simt că această persoană a înțeles lucruri foarte greșite față de căsătorie de la părinții lor. Și de aceea au această îndoială dacă să facă pasul ăsta, să nu facă vreo greșeală. Dacă relația cu părinții lor este foarte bună, într-adevăr, atunci înseamnă că sunt niște lucruri din copilărie pe care le-a trăit poate cu colegii la școală sau e ceva legat de când era copil. Deci, de când era copil, a intrat o idee în subconștient care le dă o anumită frică, pentru că ei sunt persoane în sufletul lor ca niște îngeri. Arhetipul îngerilor vorbește clar
despre o persoană care vrea să ofere necondiționat. Numai că această necondiționare nu e chiar atât de reală, pentru că au fost răniți și încă au acea frică să nu greșesc, să nu iau de soție sau de soț persoana nepotrivită. Dar caută cu adevărat această persoană și simte că aveți o chimie care le-ar plăcea pe termen lung și poate chiar sexuală, în unele cazuri foarte, foarte mare. Dar preocupările acestei persoane sunt să lase ideile astea puțin într-o parte și să se ocupe de carieră. Capricornul este zodia în corespondență cu cariera, cu locul de muncă, cu imaginea ta în societate, cine ești când ești vizibil. Iar având în vedere că după avem alte două cărți de pământ care ne arată ideea de bani, Taurul este o altă zodie legată de bani, nu este de profesie, este de banii câștigați, banii din munca proprie, valoarea și autoaprecierea, ceva spune că această persoană are niște probleme cu elementul pământ, adică cu banii sau cu cariera sau cu mulțumirea de sine. Deci poate să fie bine cu banii sau trece prin ceva mai dificil la muncă, dar are un deficit în ceea ce înseamnă mulțumirea de sine. Vrea mai mult sau nu e mulțumită. Și aceste două cărți Taur ne spun că e posibil să-și fi pus în cap un plan, de exemplu să fac un business al meu sau să fac ceva, dar cartea ne spune totuși următoarea, că business-ul acestei persoane sau ideea asta de a face bani are nevoie de o bază reală, ceva, un plan mai bun. Dar faptul că avem această carte ce ne spune că se va termina un ciclu mai complicat, poate că acest ciclu complicat sau, nu știu, banii la care se gândește foarte mult această persoană, deci e foarte preocupată de bani și de carieră, în primul rând, și apoi de relație. E foarte bine și cu relația, numai că asta simte cu adevărat, adică față de voi simte ce v-am spus, față de viața lui. Să nu mai cărți de pământ, numai să facă bani și să fie bine financiar, da? Poate a avut niște lipsuri. Poate să fie zodia Capricorn sau Taur, poate să fie zodia Pești sau orice altă zodie de apă mai simt în unele cazuri. Sau să aibă ascendentul în această zodie sau să fie marcat de aceste zodii pe astrograma lor. Oricum, această persoană vrea să creeze ceva, fie că e business, fie că e poate o relație, vrea să facă ceva, vrea ca lucrurile cumva să fie foarte sus sau foarte, foarte corecte, foarte bune pentru a face un pas către a da acea certitudine totală relației, da? Pentru că, vedeți voi, ultima carte ne spune că este într-o răscruce. Există o răscruce în viața lor în acest moment. Poate să fie și răscrucea față de sentimentele voastre, pentru că aici avem nunta, chimia și aici vindecarea anumitor lucruri dintre voi sau cu familia care merită să aștepte și poate că această persoană are intenția să-și dea seama exact ce vrea, să se căsătorească mai repede sau să fie într-o relație cu voi de lungă durată și foarte serioasă, să fie devotați sau să mai aștepte să vadă cum veți fi după ce veți face bani sau va face bani sau ceva de genul acesta, da? Deci astea sunt intențiile lor reale. Haideți să vedem și un mesaj de la înger pentru voi în acest moment. Ce ar trebui să știți despre toată această situație? Ce vor îngerii să vă transmită? Pot fi și lucruri pe care îngerii consideră că trebuie să le auziți, dar întrebăm în special despre relație. Pentru voi, îngerii spun așa, ești dezorientat și nehotărât fiindcă nu ai informații suficiente. Cercetează sau cere sfatul unui expert înainte de a lua o decizie. Poate că unii dintre voi nu știți care sunt intențiile acestei persoane, nu vi le-a spus sau vă e frică să-i întrebați ce vor mai departe sau care sunt intențiile chiar. Însă eu v-am spus care sunt intențiile.
Persoana poate fi dezorientată și ea. Dar oricum, citirea e într-un sens foarte bun. Nu ca la prima citire în care persoana își dorea să se separe. Un alt mesaj, dați că au și două, este unitate dumnezească și individualitate benefică. Sunt oarecum antagonice aceste cărți. Unitatea spune că lucrurile merg către o unitate, două persoane se unesc, sunt într-o relație și unesc destinele. Și individualitatea spune despre o singură persoană. Așadar, poate voi sunteți cei care vă întrebați să mai continui această relație, vă aduce la o unitate, la o căsătorie, la ceva serios sau să o iau pe calea mea. Și poate de asta sunteți dezorientați. Însă să știți că ceea ce sunteți, emiteți mai departe. Iar această persoană poate simți exact la fel. Unitate sau individualitate. Astea sunt răspunsurile, dragii mei. Trecem mai departe. Bună, numărul 3. Aici avem două cărți care reprezintă această persoană. Cum e ea? Iar aici, sentimentele față de voi, intențiile și ce gândește ea în acest moment cu viața ei, ce vrea. Așa că am să vă spun chiar acum despre ce e vorba. Această persoană pe care voi o gândiți este o persoană mai radicală, mai dură, mai emoțională, dar într-un sens în care nu se vede foarte bine sau are cumva ceva misterios. Poate să fie zodia Scorpion, simt, Taur, Săgetător, Pești, Rac sau Leu. Acestea pot fi și zodiile ascendentului. În special simt Capricorn, în special simt zodii mai grave, cum ar fi Scorpionul și Săgetătorul aici sau Pești. Dar trecem peste zodii. Mă interesează să vă spun cum e ea la modul în care se arată față de voi. Cu vampirul este o persoană care poate să vă vampirizeze un pic. Poate să aibă anumite dependențe această persoană sau să nu fie foarte echilibrată în unele momente. Este o persoană așa un pic bipolară în sensul că avem vampirul și ghidul. Adică uneori e dependent și vampiric și alteori este chiar ca un ghid și o persoană care îți dă un sfat bun sau îi place să dea sfaturi sau are ceva legat de această idee de ghid. Parcă are o anumită experiență, așa se crede și așa se vede. Eu vă zic cum se vede și care sunt intențiile. Adică uneori e masochistă. Bun, nu știu cât de mult ați văzut latura asta lor, dar eu vă zic că este. Prima carte este Retragerea. Este o carte în care dacă ești singur, înseamnă că ai nevoie să te retragi, să pleci un pic, să iei vorba aia câțiva pași înapoi sau să te dai puțin la o parte o perioadă. Iar cu eliberează-te de fostul sau fosta și acesta poate fi alesul și jucăușenia, simt că această persoană se gândește sau mai are în gând o persoană din trecut. Această persoană la care voi vă gândiți este o persoană care ar putea să bată retragere sau să retragă. Este o persoană care s-ar întoarce la fosta sau fostul. Deci intențiile lor față de voi sunt în primul rând această jucăușenie. Această parte mai erotică sau în care vă tachinați sau aveți parte de momente ca doi adolescenți. Ar mai fi un caz aici de ex. Poate că întrebați de un ex, poate v-ați despărțit de această persoană
Și posibil ca această persoană să se gândească, să se mai joace cu voi, să se mai întoarcă pe la voi. Nu uitați că este o etalare generală. Dar, da, această persoană, să știți că ea chiar caută această relație în care își găsește alesul. Asta zice această carte. Aceasta poate fi aleasa sau alesul. Adică își caută un partener în crimă, cum s-ar spune, pentru că este ideea asta de acesta este alesul și jucăușenia. Poate că această persoană consideră că are nevoie de o persoană jucăușă și foarte veselă pentru a o alege pentru ceva serios, dar este și o persoană sensibilă. Nu e foarte bine psihic sau mental această persoană. Își dorește pe cineva, uneori simte că poți fi acea persoană pentru ei, dar îl ține sau o ține în urmă această idee de nu a trecut peste ceva. Poate n-a trecut peste o traumă, un fost sau o fostă, sau n-a trecut peste ceva anume și încă mai consideră o persoană din trecut acea persoană pe care chiar a iubit-o și pe care chiar o vedea lângă ei sau ele, depinde ce sunteți, femei sau bărbat. Deci e o problemă aici. Este vampirică treaba. Adică sunt persoane foarte dornice de a face ce-i mai bine, numai că sunt radicale, extremiste uneori, dau între extreme. Ba suferă enorm, ba sunt foarte haioși, ba dau lecții despre viață. Dar contează într-adevăr starea emoțională să fie într-o anumită siguranță. Pentru că avem cartea asta în luna nouă rac. Poate să fie rac. Dar cert este că are nevoie de o anumită siguranță și poate de aici are tendința, cum face și racul, să se întoarcă la trecut, la ceea ce știu eu că a fost nu știu cum. Și asta nu e atât de bine din punct de vedere al intențiilor lor față de voi. N-aș vrea să zic că este neapărat rău intenționată această persoană, cât este rău mental sau psihic sau confuzie foarte mare. Este și o persoană orgolioasă și uneori vrea numai ca ea, pentru că văd această lună plină în leu, care ne sfătuiește să mai lase orgoliul ăla cât casa poporului uneori și vor atenție foarte mare. Vor atenție, dar au nevoie cumva de a avea pe cineva din care să sugă energia, adică na, avem vampirul. Vor pe cineva care neapărat să le asculte ordinele, cum s-ar spune. Asta nu înseamnă că neapărat e o persoană rea, dar asta e nevoia în acest moment. Iar cu abundența și impasul, fie este într-un impas în ceea ce privește finanțele, fie este într-un impas în ceea ce privește sentimentele și abundența la modul general, adică să fie abundent în toate domeniile vieții, inclusiv în relații. Poate simte că a pierdut ceva sau că nu e ceva cum își dorea din trecut. Deci este într-un impas această persoană și este o persoană care îi place la prima vedere cineva. Adică nu e genul care te vede și nu te place și o să încerce. Foarte rar. Însă faptul că dragostea la prima vedere este întoarsă, asta îmi spune că a fost această problemă poate cu voi. V-a simpatizat, dar nu a fost dragoste la prima vedere. N-a fost ideea de, da, sigur vreau să fiu cu această persoană. Nu. Ăsta e un nu. Dar, până la urmă, ceva i-a făcut să vrea să încerce, să fie jucăuș cu voi, să încerce ceva, poate chiar o relație în unele cazuri. Poate sunteți într-o relație cu această persoană. Dar este o problemă legată de ei, da, poate nu lucrează sau nu le convine ceva. Avem cartea disperarea și în spate arată not hiring, adică nu angajăm. Opa. Și aici, ia uitați, din nou, niște oameni care pierd bani sau caută, nu-și găsesc banii. Le-au căzut banii, dacă vedeți voi, în canalizare și ia uitați ce comoare acolo unde a pierdut. Au pierdut poate multe în viață. Poate au pierdut dragostea, poate au pierdut bani, poate, nu știu, jocuri de noroc sau mai știu eu ce. Deci au fost contexte în care destinul i-a pus
să-și piardă banii sau să-și piardă ceva și atunci ei au tendința asta să vampirizeze, să facă ceva în care să fie sigur că are de unde să-și ia, cum face vampirul. Suge sângele omului, nu? Și are o sursă anume de unde își extrage mâncarea. Nu știu cum să vă explic, știu că sună puțin ciudat. Însă, într-adevăr, persoana asta se gândește acum foarte mult la ea însăși și cu această cale arată că se va lumina viața acestei persoane. Aici n-aș putea să vă garantez că 100% are intenții serioase, ar avea, dar fiind o etalare generală și având atâtea de rezolvat față de viața ei, aș înclina să spun că aici e 50-50. Intenții mult de a se întoarce la trecut, la parteneră sau partenerul trecut și 50 să încerce ceva cu voi. Dar fiind printre primele cărți această idee de retragere și ex, ceva îmi spune că încă ex-ul e pe primul loc și pare rău că vă zic asta. Dar nu uitați, dacă aveți o nelămurire, o vă macină foarte tare, puteți oricând să faceți o etalare privată cu mine și să aflăm exact dacă vă preferă pe voi sau pe cealaltă persoană. Măcar să știți. Aici este jumii-juma. Dar nu uitați că este general, adică la unele persoane poate fi înclinată balanța către ele. Dar dacă vă știți în postura asta cu problema cu fosta, faceți o etalare privată pentru că vă pot spune sigur dacă într-adevăr vă vrea pe voi sau nu. Pentru că aici e clar într-un impas, e clar între două persoane și e clară ideea de a vrea ceva, dar nu știe exact ce e bine de făcut. Pentru că vedeți voi și la cartea care îi descriu pe ei, au ieșit două. Impasul. Două. Adică e ideea asta de nu știu ce să fac pentru că sunt foarte rău din punct de vedere personal, dar vreau să mă distrez. Adică e așa, genul care se complace în lucruri, face, dar nu știe de ce face. Nu e o persoană foarte conștientă uneori de acțiuni. Poate și uită ce face. Se duce într-o cameră și zice, ah, am uitat. Ce voiam să caut? Adică genul ăsta de persoană. Acestea sunt energiile. Înainte să termin cu citirea, haideți să vedem și un mesaj de la Înger pentru voi. Angajament benefic. Asta e bine. Te dedici din toată inima celor mai nobile idealuri ale tale. Deci voi căutați angajament cu această persoană. Dar Îngerii spun așa că mesajul personal pentru voi este să mergeți să studiați mai bine, inclusiv această relație, inclusiv să vă ocupați de studiul vostru, de ce vă place vouă să citiți, pentru că ne apare această carte de mersul la școală, studiu și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Ceva spune că de sus aveți următorul mesaj. Vei primi acest angajament benefic dacă te străduiești să mai lucrezi către menirea ta, tu mai ai ceva de rezolvat. Nu ești 100% bine cu tine, încă trebuie să mai faci niște pași pentru a găsi această persoană cu care să ai acel angajament pe care tu ți-l dorești. Dezvoltare personală. Poate chiar vă place foarte mult ideea și vreți să știți mai multe. Și nu m-aș mira pentru că ați găsit canalul meu. Iar eu, ați văzut, vorbesc mult despre dezvoltare personală, spirituală. Deci ceva îmi spune că încă mai aveți ceva de învățat. Și că este o lecție această persoană. Și da, sunteți persoane care chiar vreți să știți că sigur o să fiu cu această persoană toată viața. Însă karma și toate aceste învățături spirituale ne spun că totul este o lecție. Poate fi o lecție de toată viața uneori cu o persoană, alteori nu. Ci trebuie să împlinești ceva. Dar acum, în acest moment, îngerii spun, împlinește acest lucru și ai să vezi. Ai să vezi că ai să primești acele lucruri pe care tu le dorești. Acestea sunt mesajele.